Bun găsit, prieteni dragi! Sunt Martin și vă invit să vă delectați cu bucate alese și o luptă culinară de excepție. Să vedem cine-i bucătarul. Partenerii noștri. Gorenje este unul dintre producătorii de top din Europa în materie de electrocasnice, cu un design inovativ, tehnologie modernă și posibilități de lucru nelimitate. Gorenje reprezintă idei inteligente care transformă gătitul, răcitul, spălatul sau uscatul rufelor în activități simple și plăcute. Electrocasnicele Gorenje sunt asistenții perfecți ai oricărei gospodine care se respectă. Plita și cuptorul Gorenje transformă gătitul într-o adevărată aventură plăcută. Ele vă garantează securitate, comoditate și rapiditate. Partenerul de nădejde în bucătărie este robotul Gorenje. El nu poate lipsi de pe masa unei gospodine desăvârșite. Datorită productivității înalte, a liniilor rafinate și a printurilor florale interesante, electrocasnicele Gorenje vor oferi un accent unic oricărei bucătării. Gorenje, design deosebit și calitate europeană. Colibri, patiseria cu o experiență de peste 20 de ani și o reputație excelentă pe piața Moldovei. Astăzi, pe ringul de gătit, se vor întâlni două bune prietene, femei puternice, cu voință de fier și cu scopuri bine definite. Se așteaptă o bătălie de zile mari. Să vedem cine va învinge, prietenia sau instinctul de câștigător. Le salut pe Angela Iurcu și Olesa Ghilaș. De 22 de ani, Angela Iurcu formează un cuplu cu Vitalie Iurcu. Sunt fericiții părinți a trei copii minunați, Ilinca de 8 ani, Ilie de 6 și Justina de 2 ani. Până a deveni părinte, Angela s-a bucurat de o carieră strălucită în domeniul bancar. Dar cea mai fericită se simte astăzi, când după 14 ani de așteptare se poate bucura de maternitate. Olesia Ghilaș, magistru în psihologie, mama a doi copii și a găsit vocația în domeniul afacerilor, este o business lady de succes pe care răsăritul soarelui o găsește practicând yoga, știe să găsească abordări creative oricărei situații imprevizibile din viață. Vă salut în platoul emisiunii noastre. Cum vă simțiți la noi? Ambianța vă place? Sper că da. Da. Ne place foarte mult. Asta a fost o luptă, asta a fost o luptă la voi sau ați înșenat așa? Nu, lupta abia începe. Ia arătați, da, așa, mai cu putere, ok. Deci, ca să știți, astăzi nu o să fie o luptă pe bune. Puteți să scoateți mănușile, da? Noi v-am pus la încercare, așa, de la început. Așa, ca să fie instinctul ăsta, așa, de luptă. Dar o să aveți nevoie de aceste mănuși mai la final. Noi vrem să vă cunoaștem mai bine și vă provoc la un blitz. Ia fiți atente și îmi răspundeți simultan. Seară sau dimineață? Dimineața? Seara. Aha. Ceai sau cafea? Cafea. Ceai. Mm-hmm. Deci sunteți foarte diferite. Înghețată sau limonadă? Limonadă. Limonadă. Și ultima întrebare, vară sau iarnă? Vara. Vara. Mm-hmm. Am înțeles, vă place vara mai mult. Noi o să vă provocăm astăzi aici la un duel culinar, dar mai întâi de toate, haideți să vedem care sunt regulile jocului. Mm-hmm. Participanții vor concura pentru titlul de cine e bucătarul. Pentru asta, timp de 30 de minute, vor trebui să gătească o rețetă propusă de expertul bucătar al emisiunii noastre. Vor avea ingrediente identice și condiții de gătit similare. Singurul lucru diferit va fi îndemânarea și imaginația lor. Expertul va fi cel care va decide ce produs a fost preparat cel mai corect și, într-un final, a fost cel mai delicios. Să vedem cine se va învrednici de titlul cine-i bucătarul. Regulile parcă ne sunt clare și mie și vouă, cu siguranță. Și acum vreau să vă provoc să văd cum stați la capitolul intuiție. Știu că stați bine. Cum credeți? Ce o să gătim? Ce ne-au pregătit cei de la Colibri? Că rețeta este a lor. Noi vedem căpșunile aici. Căpșunile haideți să vedem ce e pe verso. Da, să vedem. Dessert. Da, să vedem ce e pe verso. Ia, hai să întoarcem cartonașele. Așa. Mhm. Tort Praga. Praga. Sună bine și dificil de făcut, pare să. Sau nu? Ați mai avut ocazia să-l gătiți vreodată? Nu. Nu? Niciuna eu din voi? Eu personal, deci aș zice că pentru prima dată aș găti o tortă. Mm-hmm. Hai să fie un tort. Da. Un tort Praga, da. Dar iată aici avem toți pașii. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Care sunt ingredientele? Deci 6 ouă, 150 grame de zahăr, 115 grame făină,
25 grame cacao, este 40 grame unt LVT. Așa, și o să avem nevoie și de cremă. Pentru aluat, acum pentru cremă fiartă, 4 gălbenușuri, 400 mg de lapte, 120 g de zahăr, 40 de grame amidon porumb și 100 mg frișcă. Toate astea noi le avem, iarăși oferite cu generozitate de partenerii noștri, Colibri. Acum să vedem cum se gătește această rețetă la ei, acasă, la Colibri. Compania Colibri este lider pe piața produselor de patiserie din Republica Moldova, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu. Prioritatea absolută pentru Colibri este nivelul ridicat al calității produselor sale. Pentru deserturile Colibri sunt selectate doar ingrediente naturale de înaltă calitate. Toate bunătățile sunt preparate cu produse autohtone, cum ar fi făină, ouă, zahăr, produse lactate. În patiseria Colibri lucrează cei mai buni specialiști, care acum o să ne prezinte cum gătesc tortul Praga. Acest desert rafinat abundă în ciocolată și poate impresiona cu ușurință toți oaspeții. Pentru a prepara pandișpanul, se bat ouăle foarte bine cu zahărul până la spumă. Separat se ciornă făina și cacao, care se adaugă în consistența deja formată și se amestecă atent cu o spatulă. Ulterior adăugăm untul topit. Se coace la 180 de grade Celsius 25 sau 30 de minute. Blatul se răcorește, după care se taie în 3 părți egale. Și crema se gătește foarte simplu. Din galbenuș, zahăr și lapte condensat la foc mediu se face un sos de consistența laptelui condensat. Untul moale se bate și treptat se adaugă câte o lingură din sosul preparat. La final se adaugă cacao și se ung blaturile. Pentru a fi nu doar gustos, dar și frumos, blatul de sus se decorează cu glazură de ciocolată, cremă delicioasă și cireșe în sirop. Pentru ocaziile speciale, vă recomandăm să pregătiți tortul Praga. Suntem siguri că o să reușiți! Dragi telespectatori, vă reamintim că priviți emisiunea Cine-i Bucătarul și pe această cale mulțumim gazdelor noastre, salonul de mobilă Neva Design. Le mulțumim mult pentru ospitalitate. Așa, deci, haideți să vedem. Voi ați înțeles, Angela și Olesia, că este o bătălie. Cineva o să câștige, cineva tot o să câștige, dar o să meargă acasă și colecție. Noi nu suntem doar noi în platou, avem nevoie de un expert și îl avem. Este doamna Ina Cernei, tehnolog de la patiseria Colibri. Bun venit la noi în emisiune. Salut! Faceți cunoștință. Așa, acum... Ce le spuneți? Ce le sugerați doamnelor? La ce ar trebui să atragă atenția mai mult? Da, tortul Praga este un tort din ciocolată, foarte bine cunoscut. Și pentru preparare, adică trebuie să respectăm foarte bine rețeta pe care am ales-o, ca să primim pandișpan moale și o cremă consistentă. Trebuie să ținem cont pas cu pas de ce e scris acolo. Și de ce Praga a zis Olesia? Da. Originea tortului vine din Cehia, de aia și se numește Praga. Este clar, da. Bun. Rețeta este cam dificilă, puțin, da? Dar nu e imposibil de făcut. E posibil. E posibil. Totul e posibil. Deci, să înceapă doamnele să gătească. Ina, vă rugăm să luați loc acolo. Atunci când vă blocați și nu știți ce să faceți mai departe, așa, care e pasul următor, iată, ridicați acest cartonaș și doamna Ina o să vă vină în ajutor. Doar o singură dată, pentru o singură dată. Așa. Deci, așa este. Da, așa, pentru o singură dată. Sunt legi de joc. Haideți acum să procedem la prima etapă. Deci. Voi... Noi... Lucrați, da? Iar eu o să vă iau și la întrebări, dar mai întâi de toate o să vorbesc despre partenerii noștri. Gorenie, care ne-au pus la dispoziție toate ustensilele, începând cu cântarul, plitele, tot ce avem noi pe aici, cuptoarele, mixerele, frigiderul, să nu uit și de el, combina, deci toate sunt de la Gorenie. Le mulțumim și lor pe această cale. Ele sunt foarte inteligente, sunt foarte bune, așa că o să gătiți cu mare plăcere. Ia să ne spuneți care este mâncarea voastră preferată. Angela? Angela, foarte diversă.
De-a mea mâncare preferată. Nu, eu o să spun mâncarea Iulesei preferată. Poți, poți, dacă cunoști, fiindcă am înțeles că sunteți prietene. Salată cu mozzarella. Deci salatele în general, da? Da. Un pic de sos de tartuf, eu despre a ta. Aha! Aici în cruce. A, tu gândește bine ce o să da, spui despre mâncare ei preferată. Ce bătălie am început. Mm-hmm. Da. Ați început-o un fel, mergem pe alte variante. Da, putem să batem așa, sau, ule, sau cu mixerul. Da, mixerul face gălăgie, o puțină gălăgie, dar așa. Da, vă recomand să-l folosiți pe parcurs, vedeți. Deci, salată așa. Cu mozzarella, iubește Olesia, am înțeles. Carne, pește... Exact. Mm-hmm. Eu chiar știu ce Olesia, ce iubește Angela? Vreau să zic atunci. De Angela că, deci dacă vorbim de carne, mm-hmm. Angela este persoana care niciodată nu va mânca carne cu sânge. Da. Adică semi-preparat. Semi-preparat, sau cum să zicem, niciodată. Da. Unde semi, toate produsele crude nu sunt pentru Angela. Crude, zic, de pește, crude, da. De carne, de deci acestea nu sunt produsele. Aha, sau ouăle, da. Am înțeles. Oho! Lucrează! Ai pus la viteza cea mai mare, probabil? Probabil la cea mai mică. Cea mai mică, aha. Exact. Vedeți? De asta sunt bune aceste mixere. Ia-te, uite cum se spărbesc. Super, chiar e bun. O să procurați și voi acasă. Care e desertul preferat? Deci, o dată pe săptămână merg într-o cafenea din oraș, unde mănânc un croissant fantastic. Doar o dată în săptămână? Mi-e permis o dată pe săptămână, da. Aha. Sigur că dacă mi-l iau la pachet, păi atunci am alint și pe parcursul săptămânii, dar mă strădui nu prea des. Aha, dozat, așa, cu dozat, cât face da. Bine, da. Tot trebuie să fie, cred că, dozat. Da, cu măsură, absolut. Simți plăcerea mâncării, exact, nu? Exact. Angela, care este desertul tău preferat? O, eu am multe deserturi. Cheesecake-ul. Cheesecake-ul. Da, și mie îmi place. În special cheesecake-ul. Și nu fantastic. Doar o dată pe săptămână. Da. Dar asta e. Îl prepari? Da. Îl faci acasă? Chiar astăzi am preparat dimineață. Aha. Da. O să trecem și noi faina. Cu echipa să vedem. Plăcere. Bun, voi văd că ați luat-o rapid. Așa, da, aici. Deci nu contează tempoul. Da, nu tempoul, cât gustul. Olesia, pe noi ne interesează. Ce gătești de sărbători? Vorbim de desert sau la general? La general. Bună întrebare. Ce gătesc? De fapt, îmi place mâncarea ușoară. Cu adevărat ușoară. Poate să fie salate, asta. Neapărat trebuie să fie mozzarella, neapărat poate să fie un carpaccio din somon, care este destul de și simplu, ușor și prefer să nu fie multă, prea multă mâncare, mm-hmm. să nu fie un amestec de mâncare. Exact. Că dar mai calitativă, mai ușor, mai degerabilă. Mai puțin, da. Am înțeles. Așa, am înțeles. Ce ține de sărbători? Cum e la tine acasă? Supele creme, sunt smoothie, cărniță la cuptor, pește la cuptor, mămăliguța. Unde suntem, Olesia, aici? Cred că suntem la untul topit. Așa? Da. Și totul decurge minunat. Da, destul de minunat și vreau să zic că e o aromă fantastică. Miroase cacao la supe. Miroase? Și arată bine. O să vă întreb dacă vă plac competițiile și dacă în viața asta vă întreceți cu cineva sau vă întreceți cu sine. Cum e la tine, Olesia? Deci la mine, eu cred că unica persoană cu care aș fi putut să mă compar sunt tot eu, cea din trecut și eu așa cea e mai de corect. Acum. Da, da. Cu alte persoane, nu cred că se merită, fac, da? Se merită, fiindcă fiecare își trăiește viața cum își dorește său, și da, parcursul exact. Său și el ajunge. Și pentru ca să am, de exemplu, să fiu eu Angela, ar trebui să parcurg viața ei. Sau să fie ea eu, trebuie să parcurg viața mea. Uite deci e destul de filosofic mă uit la lucrurile astea. Absolut corect. Altcineva, știu foarte multă lume care fac din competiție un fel de a fi. Și motivează. Și, pe unii motivează, absolut, da, da, sigur. Da. Mi se pare, da, cum zici tu, nu chiar atât de corect. Da, depinde, cum privești la lucruri, de unghiul de privire. Exact. Angela, tu cum? Te întrești cu cineva? Da, cu mine. Sau poate eu, la începuturi, pe când prin școală, studenți, nu? Pur și simplu, probabil, când omul este ocupat, niciodată nu are nevoie și ocupația lui atât de mult îi captivează propria sa personalitate, și atenție, că el nu da, are da. Nevoie să mai exact. Stresc cu viața altcuiva sau să concureze cu cineva. Cel mai important, cred, pentru mine a fost mereu și va fi, astăzi sunt mai bună decât ieri sau am făcut ceva mai bine decât ieri, mâine mai bine decât astăzi, asta este o
chestie care ar o insult și copiilor mei să gândească mereu că cel mai de preț ce este în viața lor este timpul. Exact. Care nu avem să-l luxul să-l pierdem. Să-l pierdem pur și așa simplu, pur și simplu, da, da. Da, da. Atunci, involuntar îmi vine și o întrebare în gând, dacă vi s-a întâmplat să aveți înfrângeri și cum le acceptați? Probabil că au fost pe parcursul vieții. Probabil au fost, dar chiar de motiv că nu sunt în proces de competiții cu cineva, le-am simțit probabil, doar de față de mine. N-am reușit ceva, deci a fost un rezume și un răspuns la întrebare, deci nu a fost cazul să fie. Și gata. Frumos răspuns. Nu ne supărăm, facem concluzii și mergem mai departe. Olesia, e la fel și la tine? Cu înfrângerele, dacă treci ușor peste ele? Uneori trebuie să ne acceptăm și niște... Dar nu uneori, mereu cred că trebuie să ne acceptăm. Absolut orice, să zicem, orice înfrângere personală zic de mine, da, în viața mea, este pentru mine o lecție. De fapt, eu încerc să mă uit la absolut la toate lucrurile destul de filosofic. Și dacă s-a întâmplat ceva care atunci pe moment nu mi-a plăcut, încerc să scot din asta doar plusul, să văd doar pozitivul și exact ca moneda, ea are două părți. Am întors-o pe cealaltă parte și am văzut lucru bun. La situații partea întâmplate. Plină a paharului, cum s-ar spune în viață. Da, da. Și sunt ok, merg mai departe. Sigur că mă gândesc, să fi fost, dar asta a fost ceea ce a fost ieri și am procedat atunci, în trecut, prin careva acțiuni. Acum este altfel și data viitoare, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta mai des, atunci este atunci problemă. Da. Întrebare. Atunci deja apare întrebare. De ce? Dar bun, ia să-mi spuneți, cum arată o zi din viața voastră de muncă? O zi de muncă, da? Să ne-o descrieți așa. O zi de muncă. Având trei copii, cel mai mare în 9 ani, 6, a doilea și cea mică 2. Mai trebuie că... și da. Serviciu? Serviciul meu, eu mi l-am creat, să zicem, singur, aha, cum am dorit. Am deschis școala de creație Picasso. Și asta este o... Felicitări pe această cale, da. Da, mersi mult, deja 3 ani de zile. Și... investesc suflet acolo, deoarece eu nu sunt din domeniul artei, dar am creat o echipă destul de bună, părerea mea. Contează mult. Foarte mult contează, factorul uman, cum n-ar fi. Și cel mai important este momentul când se lucrează cu copii, este mult mai altfel, mult mai, nu dificil, dar mai neașteptat. Da, și avem și noi ce învăța de la cei mai mici. Mici, da, absolut. Părinților. Da, sunt două necunoscute la mijloc X și Y. Stimați telespectatori, Olesia a fost la acest centru al Angelei Picasso și împreună au confecționat mandala. Ia să vedem și să vedeți și dumneavoastră ce le-a reușit. Bună seara! Intrați! Studioul Picasso. Haideți să fac o excursie. Aici este clasa de pictură, deci copiii pictează absolut tot și se degajă. Crele, clar că își le iau acasă ca trofee, ceea ce este foarte important. Și începe lecția de ceramică. Copiii, ne povestiți ce se întâmplă în această odaie. Deci în această odaie nu am de rog de mult și... Și? Apoi ce faceți cu ele? La sobă. Aha. Și apoi le dăm și apoi dăm de frazurat. Și apoi ne bucurăm cu stenul pe televizor. Pasionată de creație și frumos, Angela Iurcu a deschis acest centru pentru ca orice copil să-și poată descoperi talentele. În acești pereți, chiar și ea, alături de prietene, atinge noile orizonturi ale creativității. Recent, femeia de afaceri a început să se delecteze cu tehnica mandala Dots Art, care necesită o atmosferă distinsă. A prins lumânările, care tot sunt într-o formă de lotus, contează mult pentru că starea interioară este curățată într-o oarecare măsură de foc. Și asta e lucrarea mea. Asta este lucrarea Olesiei, profesoara, da? Și e că e o lucrare recentă a mea, micuță, care
tot poate fi făcut acum. Mandala este un simbol și chiar un adevărat ritual, originar din hinduism și budism, care simbolizează universul. Această activitate te relaxează, eliberează de stres și oboseală și te ajută să intri mai adânc în propria imaginație. Din centru, punctul cel central este punct alb mereu în mandala. În mandala se zice centru trebuie să fie alb, asta este foarte important. Apoi merge, să zicem, culoarea în creștere. Este un refugiu, aș zice. Cred că fiecare om își dorește chestia asta, să aibă un refugiu undeva pe un timp scurt, dar plin. Această tehnică artistică, frumoasă și veche a fascinat-o dintotdeauna și pe Olesia Ghilaș. Psihologul consideră că mandala este una dintre căile spre regăsirea de sine. Noi, femeile, găsim timp să ne înfrumusițăm cu... să mergem la coafor, să ne facem unghii, să avem grijă de tenul feței. Mai puține femei au grijă de starea lor interioară și a sufletului. Mandala, bunăoara, asta este o cale spre înfrumusețarea sufletului. Și nu zadar acest centru alb, care de fapt își simbolizează puritate, curățenie, într-un fel liniște sufletească, el începe deci din centru, care apoi se extinde, exact și noi. Suntem frumoase pe din interior și apoi ne extindem în exterior și mergem tot așa mai departe în lume. A fost frumos ce am văzut eu. Curios. Așa, acum haideți să mergem mai departe cu rețeta. Da? Turnăm aluatul. Și o să-l trimitem la copt. La cuptor. Cuptor. Știți că ceramica la Picasso exact așa? Argila se prepară, apoi se duce la copt. Da, aveți exact. Cuptoare acolo? Avem un cuptor, exact. Un cuptor, da. Da, exact așa cum se coace o pâine, se coace și un vas din ceramică. Asta da, știu. Numai că la temperatură de 1100, 1150 de grade, depinde. Noi cuptoarele noastre o să le punem la 200 de grade, da, să le pregătim. Angela, și involuntar îmi vine întrebare, de ce ați creat acest centru Picasso? Centrul Picasso a fost creat din simplu motiv ca copiii, în special copiii, dar și maturii, cu siguranță, să treacă peste careva frici, care le au față de culoarea albă a foii, față de mâini murdare, jucându-se în lut. Niște fobii, adică să trecem exact. Doi la mână, cel mai important a fost un copil care creează ceva, așteaptă creația lui să se usuce timp de o săptămână, apoi să fie arsă la cuptor. Aha, așa. Deci să aibă răbdare. Niciodată nu lua, strica și n-a face un lucru rău, care l-a creat, a creat altcineva. Ceea ce noi vedeam foarte mult când copiii. Deci dezvoltăm în ei niște calități... Niște calități de, să spunem, atenție față de un lucru în viață care cu siguranță o să îi ajute. Mm-hmm. Că tot vorbeam de copii, acum vă amintiți de copilărie, de visurile voastre de atunci? Care erau ele, Olesia? Da, mai întâi să ducem la cuptor. Haideți. Să ducem la cuptor. Așa, aici l-am preîncălzit și să vedem și aici. Cuptoarele de la Gorenie sunt foarte inteligente, așa precum sunteți și voi. Și își fac bine treaba. Să revenim la copilărie. Ce ziceam din copilărie? Ce visuri și dacă ele s-au împlinit? Dacă tot vorbim de arte, de picturi, de culori, de ceramică, de multe lucruri frumoase, personal, eu mi-amintesc când eram copil, intuitiv, mereu îmi desenam o casă, cu o curte, cu niște copaci și cam acest desen îl repetam chiar și acum undeva acasă la mama mea, pot găsi aceste desene și repetam acest desen tot mai des și mai des într-un fel, ba într-un caiet, ba într-un caiet de desen, cum era cândva, da? Album de desen, da. Ba pe foaia 4 undeva. Ca peste ani de zile să realizez un lucru, că eu trăiesc de fapt în acea casă.
extraordinar. Da, și dacă aș zice că visele se îndeplinesc, păi într-un fel intuitiv, subconștient, acea casă eu mi-am desenat-o, da. Și acum, peste ani, această casă, da. În această casă îmi cresc copii. Ce frumos. Și am crescut și acolo trăiesc și sunt fericită. Da, deci este acea idee când, dacă te gândești ceva, se materializează. Absolut. Și trebuie să faci pașii corespunzători. Da. Bun, haideți să mergem la etapa a doua, adică ce ține de cremă. Vreau să vă întreb de tradiții. Tradițiile în familiile voastre, de acolo de unde veniți voi, din copilărie, și dacă le-ați implementat și în familiile voastre proprii de acum. Da. Dacă am fost explicit. Eu am înțeles. Deci la noi, în familie, deseori se pregătea duminică o măliguță. Și la bunei, și părinții, și era destul de captivant când se... Asta se făcea unde? În ce localitate? Eu am trăit în Chișinău. A, alături de Chișinău, da? Chiar în Chișinău. Chiar în Chișinău. Chiar în Chișinău, da. Dar... Și faceți acum mămăliguță în fiecare? Mă strădui fiecare duminică, da, mă strădui fiecare duminică să ne așezăm, deci împreună și să o facem cu copiii. Eu am fost singurică la părinți, n-am avut frați, surori, de am avut un vis să mai am mulți copii. Și Dumnezeu mi-a auzit visul meu. Da, vedeți? S-a realizat? Este ok să fii singură, dar nu prea. Creștem mai egoiști cei care suntem singuri? Nu. Nu. Nu? Mai... Depinde. Știți cum? Mama, mai tata... Mai triști, probabil. Mama, tata e ok, dar să vă zic sincer, nu e persoana ta care... poți să-i mai zici niște lucruri așa, niște secrete care nu le poți spune mamei, da? Exact. Sau tatălui. Și asta să înțelegeți parcursul vieții. Cu toate că noi ne naștem singuri, trăim singuri, toată viața, tot ce nu, trăim printre oameni. Trăim printre oameni, dar noi suntem... Venim singuri, plecăm singuri, dar trăim printre oameni. Dar cea mai apropiată persoană care poate să fie, suntem tot noi. Tot noi, da, da, exact. Nu mai există altcineva ca să ne... Da, da, exact. Olese, ce e cu tradițiile care se țin de tine, deci, din copilărie? Dacă vorbim de mâncare și de gătit... Da, obiceiuri culinare. Obiceiuri sau... culinare, sigur că cel borș roșu care l-am învățat să-l gătesc la mama acasă... Asta roșu este... din sfeclă roșie cu cartofi, da. Ucrainesc, îi zicem noi, da? Sau nu? Nu contează de... Cred că e ucrainesc, da. Da, parcă de acolo ar veni. Ca la mama acasă. La mine acasă așa se zice, borș roșu ca la mama acasă. La mama acasă, deja la mine acasă, că copiii mei ador această mâncare. Să zic că o gătesc foarte des, nu, dar de fiecare dată când o gătesc, o gătesc cu mare plăcere. Mm-hmm. Căci și atunci când se așează la masă, îi pot să zic că, Doamne, cât e de gustos, cât e de bun. Și la ce le zic? Păi, sigur, ce-ai pus atâta dragoste, atâta afecțiune, atâta atenție. Dar numai așa poate să fie un gust bun. Un act al iubirii pentru cei care îl gătești. Exact. Mi-am amintit, apropo, odată băiatul meu mâncând și el zice că atât e de gustos că nu mai poate atâta dragoste și atâta afecțiune. Asta a fost chiar destul de amuzant. Văd că nu folosiți aceste cartonașe, adică nu aveți nevoie de sugestii. Da? Și tot tragi cu ochiul. Eu trag cu ochiul, Angela. Dar nu mă gândeam că e nevoie chiar de tot 200 de grame de unt. Oh, da. Așa este rețeta clasică. Eu foarte rapid trec cu o întrebare la tine, să vorbim de cabinetul tău de psihologie. Am auzit eu ceva. Cine îți trece pragul? Păi nu aș zice că este doar un cabinet de psihologie. Mm-hmm. Este un cabinet la locul meu de muncă, fiindcă acolo ne muncesc. Eu, este la fel de frumos ca și aici. Este tot o afacere cu mobila, extrem de frumoasă și cam eu, făcând școală de arte cândva în copilărie, aduc arta și frumosul și la noi în țară, prin prisma acelui serviciu care îl fac. Dar cu stătea... toate mai am acolo și un cabinet. Stăteam și mă gândeam, cum se pupă mobila cu psihologia? Așa, care ar fi legătura? Care ar fi legătura? Aș zice că mai mult psihologia ar fi de suflet. Că pe seama psihologiei nu poți să faci bani. Să fii, să înțelegi cealaltă lume, fiindcă e nevoie să ai, să fii oricum într-un fel mai mult mai liniștit pentru aceea ca să poți asculta și pe alții. Atunci când ei vin la tine la cabinet și da, asculti. Da. Deci să înțeleg că chiar unii clienți îți calcă pragul acolo, care vin să procure ceva sau se petrece? Păi nu e neapărat anume cei care se procure. Nu, absolut. Da, da. Deci sunt clienți, sunt colegi, sunt prieteni,
Este publicul destul de larg. Și Angela a călcat pragul cabinetului de psihologie a Olesei. Să vedem detalii. Se zice că în viața oricărei femei vin schimbările atunci când aceasta devine mamă. Este și cazul Olesei Ghileaș, copiii care i-au adus multă lumină și i-au trezit interesul pentru lucruri noi. Asta s-a întâmplat acum 10 ani în urmă. Tot atunci în viața mea a intrat yoga, a intrat atunci meditația, tot atunci a intrat și psihologia. Ca regulă, clientele mele sunt femei care vin la consultație, văzând că sunt mult mai bine, că sunt pline de viață, că radiază fericire. Pentru mine acesta este cel mai mare feedback. Pas cu pas, Olesea Ghilea și-a descoperit noi tehnici de consiliere psihologică, inclusiv eficiența cărților asociativ-psihologice. Deci acestea nu sunt cărți de ghicit, nu sunt cărți tarot. Acesta este un instrument psihologic utilizat în lumea întreagă, începând încă din anii secolului trecut, începând în anii 1970. Așa cum toate răspunsurile sunt în noi, cu ajutorul acestor cărți poți explora conștientul, potențialul tău interior și cunoașterea de sine. Bunăoară cel mai preferat a meu este Bosc. Iată este acesta. Acesta este un tablou care este pur și simplu separat ca un puzzle în multe, multe, multe imagini. Și dacă îl iei și îl strângi pe tot pe el, se primește un tablou imens. Tabloul a fost pictat cu peste 500 de ani în urmă și a intrat în așa zisul top 10 al celor mai enigmatice și neînțelese tablouri din întreaga lume. Copia identică a acestuia este acum și în cabinetul psihologului. Ne inspiră și unde mă face să mă gândesc la foarte multe lucruri din viață. Aici este prezentat paradisul, partea din stânga, cel din mijloc este viața noastră de zi cu zi și în spate este infernul. Prin urmare, clientul, conștient sau inconștient, alege o carte care, într-un mod uimitor, de fiecare dată redă starea psihoemoțională a acestuia. Sarcina Olesei este să-și ajute clientul să depășească aceste trăiri. Și Angela Iurcu are parte nu doar de un prieten devotat, dar și de un psiholog de nota 10 care îi oferă cele mai bune sfaturi pentru o căsnicie fericită sau educația copiilor. Un caz chiar real, anul trecut am pățit-o cu fata mea, că desena un fel de cruciuliță. Pentru mine era stresant la un moment și mi-am adus aminte cum Olesea m-a întrebat, dar tu orice ce întreabă, cum? Și a început să întreb, să depăn, Irinca, asta ce este? Cruciuliță de cimitir, cruce de ce? Într-adevăr eram stresat. Nu, mama, astea sunt plusuri. Cu adevărat, cel mai bun prieten este și cel mai bun psiholog. Ascultați-vă sufletul și fiți mereu în căutarea de sine. Vreau să vă întreb dacă mai țineți minte când s-a produs acel moment, când ați înțeles voi că, iată, se încheagă o prietenie între voi. A fost de mult? A fost de mult, dar extrem de mult. Mult timp am stat chiar cu gândul la momentul ăsta. Încercăm... Nu ținem minte cum a început. Noi singuri aveam această discuție, conversație, stând nu numai odată la un ceai, discutam cu prietenia când a început prietenia noastră, când a început. Da, înseamnă că dacă n-ați observat-o, este una care a venit așa, că a venit la momentul firesc, potrivit și firesc, și foarte firesc, exact. Asta probabil este o prietenie de durată. Și atunci, care au fost impresiile, primele voastre impresii vis-a-vis una de alta? Eu aș putea zice de Angela că pentru mine a fost o descoperire, hai să zicem așa, fie ca o floare, ca un lotus, ca un trandafir. El era destul de închis. Dar pe parcursul că anilor, nici soțul nu a făcut așa compliment. Și pe parcursul timpului, pe toți exact. Anii ăștia cât am văzut-o și am cunoscut-o și am comunicat, am văzut cum s-a descoperit. Mm-hmm. Și anume s-a deschis. Și cea lume care am descoperit-o eu în Angela e și normal să nu o vadă toți din prima. Și normal că n-am văzut-o nici eu. Dar cu certitudine, ceea ce știu eu și ce văd eu în ea, e un univers extraordinar de frumos și aromat. Exact ca și aromele din bucătărie. Și cum ea, de fapt, și se descurcă destul de bine aici. Eu nu știu cum ai să-i răspuns tu, Angela. Deci e destul de sincer, e din suflet. Nu e, ringul nostru nu ne stă în complimente. Da. Păi, te-ai emoționat până la lacrimi, eu am văzut asta. Deci aproape poetic ai descris tu...
acest sentiment frumos. De ce ești psiholog? Da, da, da. Bun, și atunci o să te întreb și pe tine. Da. Ce? Eu nu mi-aduc aminte. Prima dată am văzut-o pe Olesia, ce impresie am avut, dar când deja ne-am cunoscut, clar era, pentru că o persoană atât de interesantă exterior, cu așa o viață bogată, să zicem, având alături doi copii deja, eu nu i-aveam pe mei. Noi ne-am cunoscut încă înainte de să am al doilea copil. Da? Da. Da. Te înviți? Ia că vă mai amintiți. Da, noi ne-am cunoscut odată, deci eu... Nu deschidem parantezele. Nu toate. Care le credeți voi, da. Și... După ce ne-am cunoscut așa mai... Am discutat un pic, am rămas cu un pic de tristețe, că ea era fericită, o vedeam fericirea ei fi însărcinată cu a doilea copil, eu un pic. Și când au început relațiile noastre să se țese așa frumos, ca într-un covor frumos de cu amalgam plin de emoții, am descoperit multe, multe, multe. Și cel mai mult ce îmi place la ea este sinceritatea și atitudinea frumoasă față de prieteni în genere. Și față de mine. Și chiar acum de mult am avut un moment un pic să o șochez, cu toate că deja mă cunoaște destul de bine, dar am simțit-o că trebuie să o fac. Da. Și când m-a telefonat și mi-a spus un grand merci, am început să plâng chiar. Și ea plângea. Plângeam și eu, da. Da. De ce? Când emoțiile... De... Ea a fost într-o stare un pic mai dificilă pentru ea și atunci la un moment când... Sunt momente în viață când ai nevoie de susținerea... Nu numai a soțului și a familiei tale, dar a cuiva care... Chiar a unui prieten, într-adevăr. Da. Eu știu despre ce vorbiți, fiindcă prietenia e adevărată, contează foarte mult. Am citit undeva că atunci când un prieten adevărat, dacă te apucă de mână, îți atinge inima. Exact. Și probabil că asta se întâmplă la voi. Aș zice mai mult, lângă un prieten adevărat poți să taci în liniște și el oricum te va înțelege și te va simți. Cam asta e și la noi cu Angela. Fiind eu, fie în alt capăt de lume, ea mă va simți pe mine extrem de bine, de parcă aș fi alături. Exact, așa a fost. Asta și un punct așa care poate să zic absolut totul despre relațiile noastre și eu cred că cei care vă privesc și care nu au un astfel de prieten alături, vă invidiază frumos. Bun, să vedem, e clar cu prietenia, să vedem cum e cu rețeta. Cum trebuie să scoatem blaturile și... Și cu crema? Și cu crema, da, ce da, faceți? Da, și crema, ungem blaturile cu crema. Aha. Hai, să vină blaturile, dar de la cuptor. Iar cât blaturile o să se răcească, eu o să vă cânt ceva din partea mea și din partea tuturor bărbaților acestei țări. Unii să mă dau, eu la o parte... Eu care vroiam într-un alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Hei, în ce aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Hei, în ce aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Aș da orice s-o mai întorc din drum. Bravo! Iată așa. Sper... Așa se face o mâncare perfectă. Cu dispoziție bună și cu muzică. Exact. Ok. Mă bucur că v-a plăcut. Despre copii mai vorbim în continuare. Olesia, ce ai să mai spui? Am înțeles că ei și cântă și profesează la cântă la instrumente. Sigur, cum a zis Angela, se gătește cel mai bine când este muzică. Personal, în casa mea, când copiii sunt la instrumentele muzicale, e o sărbătoare mare, e o atmosferă feierică, e foarte frumos. Ce instrumente au ales? Fetița a ales pianul, băiețelul este un toboșar extrem de bun, care deja a avansat destul de mult la vârsta lui de 10 ani.
Este foarte brav. Acum face și pianul. Deci, este o ocazie să-i faceți și o formație. Și o formație. Da? Bună idee. Știți că e bună ideea, da. Și într-un fel chiar ne gândeam să combine ceva, ea să fie fetița la pian, Sofia, iar băiatul Răzvan să fie la tobe. Ok, dacă mai aveți nevoie de sfaturi, vi le furnizăm noi. Bun. Ai tăi copii? Ce fac? Încă nu, mai mult șah, karate, taekwondo, până când așa, ce combinație de... Da, și Picasso, clar. Cu toate că Ilinca și-a expus o dorință foarte mult, având 9 ani, acum în 25 decembrie, da, să vă fie sănătos. Vrea saxofon, deci am discutat cu cineva și mi-a zis, așa, chiar cu plăcere o să apelez că nu o să am nevoie de un ajutor. Un profesor la saxofon. Poate să înceapă cu flautul, da, că e mai feminin, da. Da. Și pe urmă la saxofon, mersi mai știi? Mult, chiar da, mersi tot mult de așa. Povestiți-mi despre pasiunile voastre din timpul liber. Care le aveți? Olesea face yoga, știu. Exact. Dar n-aș zice că ar fi o pasiune ca hobby. Cred că este o pasiune deja de viață. Mi s-a transformat într-un mod de viață. Într-un fel de necesitate deja. Necesitate, da, exact. Da. Și îmi simt corpul, îmi simt starea mea emoțională, interioară. E diferit de după cum faci yoga și până la yoga. Uh-huh. E absolut diferit. Bună oară, soțul meu, de fiecare dată. Wow, ești atât de luminoasă. Păi sunt pe yoga. Cam asta e. Frumos. Face și el? Nu mai face. Dar a făcut. Dar aș fi vrut să fac, da. Angela, faci și tu yoga? Nu, eu nu? Pilates. Mai mult Pilates și Zumba. Un pic dansuri. Ce frumos. Eu, ca o gazdă așa primitoare, o să fac un ceai, așa. Iar voi vedeți ce mai aveți de făcut. Da. Așa. Așa. Noi tăiem blatul. Da, așa. E nevoie de cuțit? Da, e nevoie de cuțit, vă rog foarte mult, mi-e de scuze. Apa a fiert în acest ceainic, tot de la Gorenie. Cât se infuzează ceaiul, voi aveți ce face și voi, iar eu o să vă iau la... Întrebări. La întrebări. Nu? Ce faceți voi? Că eu v-am spus ce o să fac. Ne ocupăm și noi de ale noastre. Aha. Ina, o să vă rog să veniți aici, să vă uitați mai îndeaproape, dacă fac bine ce fac invitatele noastre. Iar noi cu Patiseria Colibri avem pentru voi un concurs, desigur, și cadouri. Partenerii noștri, Patiseria Colibri, ne pun la dispoziție, iată, aceste cadouri extraordinar de gustoase și delicioase. Primele sunt Baby Panda, acești ursuleți haioși. Iată și întrebarea, fiți atenți, atente, cine răspunde prima? Ziceam, se pricopsește cu acest cadou. Cum altfel se mai numesc stridiile, midiile și caracatițele? Fructe de mare? Fructe de mare, fructe de mare. Da? Bravo, Olesea, ține, este pentru tine. Mersi. Așa. Și mai departe. Să vedem, mai avem întrebări, mai avem cadouri. Iată și aici încă, așa, niște ursuleți, Bambi, de asta data ăștia se numesc Bambi. Ia să vedem noi întrebarea și cine va răspunde. Numiți două produse din care se prepară laptele vegetal. Vegetal, ulei, soia, nu? Soia, poate fi lapte de migdale, de cocos, și soia și da. Uh-huh. Câte un pachet la fiecare, fiindcă ambele aveți dreptate, țineți. Și soia și migdalele și cocosul. Da. Așa. Și orezul. Nu știu orezul. Orz, da, nu o să mă dau în figuri. Acum să vedem niște biscuiți Startoni puși la dispoziție de Patiseria Colibri. Și întrebarea tot a lor. Numiți printr-un singur cuvânt tortul, brioșa și checul. Brioșa și checul? Da, tortul, brioșa și checul, cum le mai patiserie? Zicem într-un cuvânt? Într-un cuvânt. Că ele sunt... Dulciuri? Copturi de patiserie, dulciuri. Sau desert. Desert. Oh, da! Acolo mult poate fi, nu numai... Da. Așa, sau bun. Desert. La Angela merg și acești biscuiți. Așa, poftim. Da, mersi mult. Mai avem această tartaletă sau prăjitură smântânel de la Colibri. Și întrebarea, una foarte curioasă, nici eu nu știam, cât costă cea mai scumpă brânză din lume? Cunoașteți?
Este cea mai scumpă? Da, da, dacă zicem cea mai scumpă, brânză înseamnă că e scumpă. Brânză, brânză, brânză cașcaval? E brânză. E brânză, e brânză, da, nu cașcaval. Eu nu știu. Nici eu nu știu. Vă dați bătute? Eu, da. Haideți, eu vă spun răspunsul, da, sugerat de Patiseria Ocolibrie, îi știu mai bine, și acest cadou o să-l împărțiți voi împreună între voi. Așa, vedeți cât sunt eu de generos? Deci, un kilogram de brânză costă 1000 de euro. Ia fiți atente, 1000 de euro. Deci se face din 25 de litri de lapte de măgăriță. 25 de litri de lapte, da, de lapte, un kilogram de brânză. De măgăriță. Mm. Cred că este mult mai aproape desertul de la Colibri decât cea brânză. Da, 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 da. Cine știe de unde se face. Bun, eu vă aplaud, ați răspuns bine, așa, și iată, aveți aceste cadouri. Mersi. Haideți să vedem acum ce facem cu ceea ce ați făcut voi. Trebuie să gustăm. Angela și Olesia, o să tăieți câte o bucățică ca Ina să vadă ce gust au torturile pregătite de voi. Așa, eu nu pot să gust și nu eu dau verdictul, așa că noi o să ne delectăm cu un ceai cu voi, așa, poftim. Ce mai mare plăcere. Da, și Ina o să guste. Da, da, foarte mult. Iar noi, în așteptarea rezultatului. Are aromă de busuioc. Uh-huh. Are de toate, așa e de bun. Vedeți cum îmi lau de ceaiul? Salut! Așa. Salut, Ina! Salut, Ina! Da. Noi bem ceai, Ina muncește. Da. Ia să vedem și la Angela cum e. Ați văzut ce înseamnă profesionalism? Suficient o fărâmă. Tortul e foarte gustos, moale. Da. Și ambele. Ambele. Da. Și e foarte greu de ales între două prietene. Și se vede că s-a gătit tot cu... Se vede că sunteți prieteni. Au ieșit la fel de gustos amândouă torturi. Și vreau să zic că câștigă prietenia dintre voi. Așa care vă să zică? Ambele sunteți câștigătoare. Extraordinar, dați-mi voi, eu să vă aplaud. Super! Și voi toți. Chiar a fost grea decizia, așa? Cum grea. Să? Ok, foarte bine. Atunci, ce facem? Să vină cadourile. Sunt? Sunt. Da. Sunt. Cântecul și încă. Și gătitul, desigur. Și gătitul, absolut, și gătitul. Da. Ei, astăzi au câștigat ambele concurente și ele sunt câștigătoare pe viață. Așa, aplauze pentru Olesia și pentru Angela. Vă felicităm. Așa, bravo sunteți. Mănușile, da, puteți să vă dați câte un pupic și mie tot. Așa. Iar noi venim cu cadouri de la Patiseria Colibri. Câte un tort de care ați gătit voi, așa? Mulțumesc! Da, Praga. Iar de la Gorene mai avem câte ceva. Tot pentru voi. Mie îmi place să stăm așa. Deci, câte un mixer pentru voi, ambele. Mersi mult! Mersi! Vă mulțumesc pe această cale că ați venit și ați fost alături de noi. Ați fost formidabile. Și noastră fel. Extraordinar! O, Doamne! O, Doamne, ce noroc pe capul meu! Pe curând! Lupta noastră culinară s-a încheiat. Tortul a fost gătit, secretele dezvăluite. Eu vă urez o săptămână frumoasă și vă mai aștept să vedem cine e bucătarul.